Săptămâna patimilor exprimă săptămâna de la Florii până în Sâmbăta cea Mare inclusiv. Conform rânduielilor canonice, în această săptămână se ajunează până spre seară. Caracteristica esențială a acestei săptămâni sunt deniile. Luni, în săptămâna patimilor, se face pomenirea patriarhului Iosif, vândut de frații săi cu 30 de arginți. El este o preînchipuire a lui Hristos, care a fost vândut de Iuda. Acuzat de desfrânare, ajunge în temniță. În urma tălmăcirii unor visuri, este scos din închisoare și pus administrator peste tot Egiptul. Stăpânirea lui Iosif peste Egipt este o prefigurare a biruinței lui Hristos asupra păcatelor lumii. Tot în această zi se face pomenire și de smochinul cel neroditor, blestemat de Hristos să se usuce pentru că nu avea rod. E o pildă dată omului din care trebuie să rețină că Dumnezeu este atât iubire cât și dreptate. Deci, la judecata de apoi, el nu doar va răsplăti, ci va și pedepsi pe cei ce nu au rodit. Începând cu deinia de duminică seara, se cântă până în Sfânta și Marea Joi următorul tropar. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, iar netrebnică e cea pe care o va găsi lenevindu-se. Dar vezi, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreunezi, ca să nu te dai morții și în afară de împărăția sa să te încui, ci te deșteaptă strigând, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeul nostru. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Marți se face pomenirea celor 10 fecioare. Este o pildă care are menirea să ne țină trează datoria de a trăi permanent în Hristos. Numai așa vom avea răspuns bun la judecata finală, căci prin împlinirea voii divine, Hristos ia chip în noi. Concluzia acelei pilde este că Hristos trebuie să se regăsească în fiecare dintre noi în orice moment. Din pildă reținem că 5 fecioare au avut doar candelă, fără ulei, iar celelalte 5 au avut și candelă și ulei. Candela fără ulei reprezintă realizarea de sine în totală nepăsare de ceilalți. Candela cu ulei reprezintă evlavia însoțită de milostenie. În miercurea săptămânii Sfintelor Patimi se face pomenire de femeia păcătoasă care a spălat cu lacrimi și a uns cu mir picioarele Mântuitorului, înainte de pătimirea sa ca simbol al pocăinței și îndreptării omului păcătos. Doamne, zicem noi către Hristos, femeia care căzuse în păcate multe, simțind dumnezeirea ta, deci fiind mișcată de darul dumnezeiesc, spre cunoașterea cea mai presus de înțelegere, a luat rânduială de mironosiță. A făcut ceea ce doreau să facă femeile mironosițe după înmormântarea lui Hristos. A anticipat, deci, înmormântarea lui Hristos și pregătirea lui cu miresme, aducând mir de mult preț. A fost mistuită de dorința de a-i se dezlega păcatele. Dezleagă-mi păcatele mele, așa cum eu mi-am dezlegat părul. Joia patimilor este închinată amintirii a 4 evenimente deosebite din viața Mântuitorului. Spălarea picioarelor ucenicilor ca pildă de smerenie, cina cea de taină la care Mântuitorul a instituit taina Sfintei Euharistii, rugăciunea arhierească și începutul patimilor prin vinderea Domnului. După ce a săvârșit cina cea de taină, Mântuitorul le dă ucenicilor o nouă poruncă. Să vă iubiți unul pe altul, precum eu v-am iubit pe voi, așa și voi să vă iubiți unul pe altul. Într-o aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții. Nu întâmplător, în fața Sfântului Potir, noi spunem Mântuitorului, nu-ți voi da sărutare ca Iuda și nu voi spune taina ta vrăjmașilor tăi, ci ca tâlharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția ta. În Vinerea Mare se face pomenire de Sfintele Înfricoșătoarele și Mântuitoarele Patimi ale Mântuitorului și de mărturisirea tâlharului celui recunoscător care a dobândit Raiul. Pătimirile Domnului sunt numite Sfinte, Mântuitoare și Înfricoșătoare. Sfinte pentru că cel ce suferă este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitoare pentru că cel ce pătimește nu este un simplu om și Înfricoșătoare căci toată făptura s-a schimbat la
răstignirea lui Hristos. Soarele s-a întunecat, pământul s-a cutremurat și mulți din morminte au înviat. În Sfânta și Marea Sâmbătă prăzmuim îngroparea lui Hristos cu trupul și pogorârea la iad cu dumnezeirea pentru a ridica din stricăciune la viață veșnică pe cei din veac adormiți. Astfel, noi zicem, când te-ai pogorât la moarte, celă ce ești fără de moarte, atunci iadul ai omorât cu strălucirea dumnezeirii. Iar când ai înviat pe cei morți, cele de dedesubt, toate puterile cerești au strigat: Dătătorule de viață Hristoase, Dumnezeul nostru, mărire ție! Rânduiala bisericii noastre este ca, îndată după ce se spun cu cântare cuvintele în care facem prohodirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, îndată după aceea se pomenește învierea. Ajunși în ziua Sfintei Învieri, biserica ne cere, în ziua învierii, să ne luminăm cu prăzmuirea și unii pe alții să ne îmbrățișăm și să le zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi și așa să strigăm: Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Să luăm aminte, deci, la cum petrecem aceste zile, ca la finalul lor să avem puterea să răspundem chemărilor Sfântului Ioan Gură de Aur: Toți să vă ospătiți din ospățul credinței, toți să luați bogăția bunătății, nimeni să nu plângă pentru sărăcie, că s-a arătat împărăția cea de opște, nimeni să nu tânguiască pentru păcate, că iertare din mormânt a răsărit, nimeni să nu se teamă de moarte, că ne izbăvi pe noi moartea Mântuitorului. A stins-o pe ea cel ce a fost ținut de aceea, prădata iadul cel ce s-a pogorât la iad. Și acestea mai înainte apucând, Isaia a strigat: Iadul zice, s-a amărât întâmpinându-te pe tine jos, s-a amărât că s-a stricat, s-a amărât că s-a batjocorit, s-a amărât că s-a legat, a luat trup și de Dumnezeu s-a lovit, a luat pământ și s-a întâmpinat cu cerul, a luat ce a văzut și a căzut întru ce n-a văzut. Unde-ți este moarte boldul? Unde-ți este iadule biruința? Înviata Hristos și tu te-ai surpat, înviata Hristos și au căzut dracii, înviata Hristos și se bucură îngerii, înviata Hristos și viață viețuiește, înviata Hristos și niciun mort nu este în mormânt, că Hristos învind în morți, începătura celor adormiți s-a făcut. A aceluia este slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Să vă fie de folos!